Stabilirea etapelor de relaxare, de care se vorbește în aceste zile, este un proces riscant și dificil, pentru că o întârziere a măsurilor de relaxare poate să ducă la pierderi economice majore și la un grav impact psihoemoțional asupra populației. Dar măsurile neadecvate sau luate mult prea devreme pot să ducă la o nouă explozie a epidemiei și să fie nevoie în viitor de măsuri mult mai severe decât măsurile actuale de carantinare. Astfel, ar trebui să ne uităm cu foarte mare atenție când și cum trebuie luate aceste măsuri de relaxare și, pentru aceasta, trebuie să vedem exact situația în care ne aflăm. Însă, din păcate, în spațiul public există confuzii majore referitoare la situația în care se găsește România. De exemplu, atunci când comparăm situația unor zone geografice diferite, ar trebui să ținem cont de faptul că acest coronavirus are caracteristici diferite, pentru că noi astăzi nu ne confruntăm cu un singur tip de virus, ci, datorită faptului că el suferă mutații, avem deja 3 clase diferite, cu mii și mii de subclase, care diferă atât prin forța de contaminare, cât și prin agresivitatea bolii. Astfel, în Statele Unite ale Americii, în New York, există 15.000 de îmbolnăviri la milionul de locuitori, în timp ce majoritatea statelor au doar câteva mii de îmbolnăviri la milionul de locuitori. De exemplu, în Statele Unite ale Americii, media este de 3.000 de îmbolnăviri la milionul de locuitori. La fel se întâmplă și în Europa, în vest, în Europa vestică. Avem un tip de virus care provoacă câteva mii de îmbolnăviri la milionul de locuitori din câte am văzut până acum. De exemplu, în Spania sunt 5.000, în Italia 3.000, în Franța 2.540, în Germania 1.900 și diferențele țin totuși și de greșelile care au fost făcute în Spania sau în Italia sau de măsurile luate mult mai prompt de către Germania, dar în zona noastră, în Europa estică, lucrurile stau puțin diferit, pentru că se pare că noi ne confruntăm cu o altă mutație a virusului și, în plus, conform unor studii ale unor specialiști din Belgia, se pare că ar exista și o diferență genetică ce face ca un receptor care permite pătrunderea virusului în celulele noastre și, prin urmare, îmbolnăvirea, să difere într-o măsură semnificativă la populația din Balcani, inclusiv la noi. În orice caz, este cert că în această zonă a Europei lucrurile stau altfel. România are 600 de cazuri la milionul de locuitori, în timp ce bulgarii au 200, ungurii 274, ucrainienii 215, grecii 246, slovacii 253, albanezii 261, polonezii 323, iar alții, precum cei din Bosnia-Herțegovina, Croația, Muntenegru, Slovenia și Cehia, sunt comparabili cu noi, cu valori cuprinse între 500 și 700 de cazuri de îmbolnăviri la milionul de locuitori, în timp ce o situație mai proastă cu peste 900 de cazuri de îmbolnăviri la milionul de locuitori au sârbii și cei din Republica Moldova. Astfel, situația României nu este deloc luminoasă așa cum ar putea apărea dacă o comparăm, de exemplu, cu Spania sau cu restul țărilor din Europa din vest, ci destul de proastă dacă o comparăm cu situația țărilor vecine nouă, cu situația țărilor din estul Europei, unde numărul îmbolnăvirilor înregistrate este ceva mai mic, poate chiar de 2-3 ori mai mic decât la noi. Astfel, din punctul de vedere al comparării modului cum au evoluat lucrurile în această pandemie, în ceea ce ne privește, concluziile nu sunt tocmai bune, adică nu sunt chiar așa cum ne-ar plăcea nouă să credem și lucrurile sunt
sunt explicabile din moment ce știm foarte clar că au fost foarte multe accidente, că spitalele au fost în majoritatea lor dezorganizate, că au lipsit materialele de protecție, că au fost vicii manageriale grave și am avut focare de infecție precum cele de la Suceava, Arad, Hunedoara și din păcate accidente mai avem chiar și astăzi. Nu stau lucrurile bine în multe azile de bătrâni, în multe sanatorii și chiar în anumite unități economice au fost accidente și astfel acele unități economice riscă să se închidă. Așadar, lucrurile nu stau chiar așa cum ne-am dorit noi să stea și ar trebui să fim conștienți de toate aceste lucruri atunci când se pune problema măsurilor de relaxare. Evident, cu toții ne dorim măsuri de relaxare și ne dorim cât mai repede să revenim la viața noastră de dinainte. Ori ar trebui să înțelegem că acest lucru nu este posibil și ar trebui să înțelegem clar ce avem de făcut ca să nu ne fie mult mai rău în viitor. Este drept că multe lucruri au început să se îndrepte, mai ales odată cu declararea stării de urgență, dar dacă e să fim sinceri cu noi înșine, trebuie să recunoaștem că evoluția e încă nesigură și de noi depinde cum conducem lucrurile ca să ieșim cu adevărat așa cum trebuie din această perioadă și ca nu cumva să ajungem să recădem și să ne reîntoarcem într-o asemenea stare sau poate într-una chiar mai proastă. Așadar, ar trebui să fim foarte atenți și să judecăm foarte corect ceea ce avem de făcut. Te întreb ce miere să alegi? În cetatea albinelor, Apidava, din inima Transilvaniei, găsești apicole sănătoase și delicioase, regăsești gustul copilăriei și energia de care ai nevoie. Sănătate și frumusețe cu Apidava, din inima Transilvaniei.